Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1885, la data de 9 decembrie, s-a născut Daniel Ciugureanu, politician român din Basarabia. Medic de profesie, acesta a fost unul dintre fondatorii și fruntașii Partidului Național Moldovenesc și unul dintre promotorii Unirii Basarabiei cu România. Pe 24 ianuarie 1918, Sfatul Țării a votat în unanimitate pentru proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești. Consiliul Director și-a schimbat denumirea în Consiliul de Miniștri, iar ca prim-ministru al noii republici a fost numit Daniel Ciugureanu. De fapt, a fost o reconfirmare a funcției prin prisma faptului că a fost ales prim-director pe 17 ianuarie 1918. După unire, a fost ministru fără portofoliu, reprezentând Basarabia în 4 guverne românești în perioada 9 aprilie 1918-30 noiembrie 1919. Medicul Daniel Ciugureanu a fost unul dintre oamenii de seamă ai vieții politice românești din prima jumătate a secolului trecut, personalitate care a contribuit esențial la aducerea Basarabiei înstrăinate la sânul patriei mame, România. Acesta, ca și Nicolae Titulescu, era de părere că nu există provincie mai românească decât Basarabia, afirmând faptul că aceasta este o parte vie a unui corp prin care pulsează sânge din aceeași inimă. El nu putea concepe Basarabia în afara renașterii și întregirii naționale. Concepția respectivă și-a format-o datorită cunoașterii temeinice a istoriei românilor și a faptului că Basarabia, cu vitejii și cetățile ei, a constituit de-a lungul secolelor un puternic scut nu numai al românilor, ci și al civilizației europene. De asemenea, tot pe data de 9 decembrie, în anul 1966, a intrat în funcțiune hidrocentrala Vidraru de pe râul Argeș. Construirea barajului Vidraru a durat 5 ani și jumătate, începând cu anul 1960. Pentru această realizare au fost necesari 42 de kilometri de tunel subteran, fiind instalate 6.300 de tone de echipament electromecanic. La data de finalizare, aceasta s-a situat, măsurat la înălțime, aproximativ pe locul 8 în Europa și pe locul al 20-lea în lume, cu cei peste 166 de metri înălțime, 20 de metri grosime la bază și 6 metri grosime la coronament. Lacul de acumulare poate cuprinde 465 de milioane de metri cubi de apă. Inițial, centrala hidroelectrică Vidraru utiliza potențialul hidroenergetic al Argeșului pe un sector de 28 de km lungime, între Cumpăna și Oești, valorificând o cădere totală de 324 de metri.